Salutare tuturor, sunt Cristian Gaiță și revin cu jurnalul de pandemie din Italia, de lângă Torino. Astăzi nu vorbim de statistici, deși numărul de infectați s-a depășit 1,5 milioane la nivel global, iar în Italia a sărit de 139.000, deci se apropie de 140.000 de cazuri, cu peste 17.000 de victime. Astăzi aș fi vrut să vă povestesc despre un fenomen care revine în forță, și anume înșelăciunile prin telefon. Dacă vă amintiți de cazul telefonului din Italia, care suna, cineva suna acasă la părinți sau la rude, spunând că o rudă, fratele, soțul, se află în spital și are nevoie neapărat, urgent, atunci, în momentul ăla, de bani ca să-și rezolve anumite probleme medicale. Cei care se ocupă de genul ăsta de înșelăciuni s-au reprofilat, acum sună la fel, în același mod, acasă la victime. Și după faza de panicare, de inducere a stresului, le solicită bani pentru un ventilator sau aparate care să-i mențină în viață. Ignorați astfel de apeluri, eventual raportați-le la poliție, pentru că niciun sistem medical din Europa nu cere bani pacienților pentru aparate medicale, pentru medicație sau pentru orice alt serviciu atunci, pe loc, sau mai ales prin intermediari. O surpriză plăcută astăzi am găsit în poștă din partea primăriei din micuțul meu sătu de munte, anume o mască foarte simplă, dar pe care am testat-o înainte de a vă prezenta, pentru că mi se părea foarte, foarte subțire. Era ca o batistuță. În schimb, am testat-o cu un spray sub presiune și trece foarte, foarte puțin gaz prin ea. În ciuda aparențelor, e foarte bună rezistentă. Mulțumim primăriei satului meu de munte. Astăzi îl avem alături de noi pe Marius Mindrigiu, care locuiește în Belgia și care ne povestește care e situația lui. Salutare, Marius! Salut, Cristi! Salut tuturor, celor care te văd, celor care te ascultă. Care este situația în Belgia? Autoritățile au impus anumite restricții, dar cred eu nu așa de drastice ca în alte țări, în sensul că au intenționat în primul rând să limiteze un pic circulația persoanelor pe teritoriul Belgiei. Spunem dacă sunteți în carantină completă. Voi sunteți în lockdown, cum se zice, în carantină completă sau aveți anumite doar anumite restricții? Nu, deci singura restricție impusă, cred, care, pentru care ești și pedepsit, dacă să mă refer, ar fi faptul că nu ai voie să părăsești localitatea în care ești domiciliat. În rest, lumea se comportă normal, este foarte frumos în Belgia, lumea este la plimbare, în schimb, cetățeanul belgian respectă cerințele care au fost adresate de către autorități. Cam asta ar fi situația. Acum, referindu-mă la strict părerea mea legată de ceea ce se va întâmpla pe viitor, eu cred că maxim 2-3 săptămâni lucrurile își vor relua cursul normal, dacă se poate spune așa. La modul că treptat cred că vor începe să dea drumul, să înceapă ca toate să, întreprinderile, companiile care au fost închise până acum să-și reia activitatea. De ce? Pentru că nu cred că Belgia are putere economică, poate nu așa de mare ca, nu știu, a Germaniei, a Franței, a Angliei, chiar și a Italiei. Dar nu cred că poate suporta o perioadă îndelungată de timp ca, nu știu, ca toate companiile să fie, deci ca toate companiile să fie în shutdown total și toate companiile să fie susținute de către guvern. Spune-mi, te rog, cum se comportă mass media din Belgia? Cristi, mass media, cum se comportă? Spre deosebire de celelalte țări, situația din Belgia nu este așa de mediatizată. Se vorbește într-adevăr de această criză. Să înțelegem că în Belgia mass media nu provoacă valul de panică senzaționalul pe care îl provoacă celelalte țări. Nu.
Tocmai de asta cred că și belgienii sunt așa de liniștiți. Am zis, sunt mai precauți, dar sunt liniștiți. Marius, îți mulțumim frumos pentru gândurile din Belgia, pentru participare. Și sper să ne mai vii cu vești peste o săptămână, două, să vedem cum e situația în Belgia. Până atunci, carantină ușoară, chiar dacă voi nu aveți carantină. Deci, pandemie ușoară și multă sănătate în familie. Pandemie ușoară, da. Mulțumesc, la fel și ție, Cristi. Atât pentru astăzi, vă aștept la o nouă ediție a jurnalului de pandemie. Între timp, abonați-vă la canalul Rotalianu, canalul YouTube Rotalianu, și dați un like paginii de Facebook Rotalianu, cu apostrof, fără L, Rotalianu, pe care am creat-o special pentru voi. Aveți grijă de voi, pandemie ușoară și multă sănătate!